a lui Isus. Rugăciune, rugăciune. Aleluia. Ce mulți azi vorbesc de tine. Maria Domnului. Însă, ce puțin sunt aceia care știu ce e rugăciune. Rugăciune e hrană vie, însă pentru cei ce vii, pentru cei ce în viața aceasta, ei sunt niște mărturii. Maria. După cum în trupul acesta fără aer nu trăim, tot așa și în Duhul nostru, fără Dumnezeu, murim. Hrana pentru trupul aer se produce când înspir. Și acest aer scoate afară toxicul când expir. Aerul oxigenează sângele în organism. Și tot el, prin alveole, scoate toxicul emis. Și că mecanismul acesta nu mai funcționează bine, simți că trupul se sufocă, fiindcă toxicul e în tine. Pentru suflet rugăciunea este sursa ce hrănește. Aleluia. Sufletul ce-i duc de viață, aleluia, care în trup el locuiește. Aleluia. Aleluia. Și că rugăciunea noastră nu funcționează bine, sufletul e în alertă și mereu tot în suspine. Sufletul e viața noastră și e produs dumnezeiesc. Și pe el îl poți hrăni doar cu cei duhovnicesc. Sufletul se încarcă cu putere și credință când îl simți pe Duhul Sfânt, cercetând a ta ființă. Aleluia. De aceea rugăciunea e un mister, însă e ascuns. Și își descoperi doar atunci, când averea ta e în Iisus, când ești dependent în totul, numai de Dumnezeu. Și când ești un răstignit pentru propria ta fire. Rugăciunea este firul direct cu stăpânul tău. Și stăpânul, ține minte, nu e un om. E Dumnezeu. Aleluia. El cunoaște sentimentul. Aleluia. Scopul pentru cel ce. El cunoaște tot adâncul ce-i ascuns ca un mister. Și în raport de dăruire și de a ta sinceritate. Și în raport de conținut și de a ta maturitate. Vei ajunge la o hrană care simți că te hrănește. Vei ajunge la izvorul care în duh te răcorește. Astfel, poți să stai, măi frate, cât vei vrea în rugăciune. Dacă nu ești dezbrăcat de tot ce-i de jertăciune, dacă amesteci conținutul celui sfânt cu cel umesc, dacă ești cu două fețe ca să pare duhovnicesc, dacă nu știi ce înseamnă prăbușire pe deplin, înaintea celui veșnic care este sfânt, sublim, dacă nu scoți idolații la care mereu te închizi, n-ai să ajungi la părtășia pentru care tu suspini. Ai să faci o rugăciune, dar așa, pe suprafață. Nu o rugăciune adâncă care simți că îți dă viață, din împotrivă, dragul meu, poți ajunge la o stare și mai grea. Și atunci și să vrei, n-ai să te mai poți ruga. De aceea rugăciunea are un timp și vremea ei și ea are o greutate și o valoare, frații mei. Ea și atinge apogeul când trăim neprionirea, când iubim pe Salvatorul, când iubim Dumnezeirea, când iubirea cea cerească arde în noi ca și un jar, când tânjim după Iisus și după cerescul har. Când trăim în unitate și într-o sfântă umilință, când în noi și în viața noastră e o reală pocăință. Atunci știi cum arde focul? Știi cum vasul clocotește?
Și cum simți că Duhul Sfânt, cum în toate te întărește, știi cum pleacă atunci frica și în loc vine credința. Și credința te ridică și te aduce biruință. Amin, amin. Boala nu te mai înfrică orice nume ar purta, căci Iisus, eternul doctor, aleluia, poate totul vindeca. Și de-o fi îngăduită să ne treacă prin cuptor, noi primim cu bucurie, căci Iisus e în ajutor. Când e scris în cartea vieții și te știi asigurat, când e scris în sulul cărții și te știi răscumpărat, nu-ți mai pasă de ambalajul care își caută un alt. Ambalajul e vremelnic, conținutul e valoare. De aceea rugăciunea e profundă, crucială și în drum spre veșnicie ea e foarte necesară. Cine și-a săpat fântâna în izvorul înțelepciunii, cine a cunoscut fiorul în adâncul rugăciunii, cine și-a umplut paharul pe genunchi cu lacrimi sfinte, cine a cunoscut în taină ale Domnului cuvinte, o asemenea ființă nu mai umblă după bani, după glorie, după slavă, după gustul de ciolan. Nu te mai încântă atunci niciun trai ce-i trecător. Te încântă brațul tare al celui ce-i salvator. Caut să rămâi oriunde într-o sfântă părtășie cu Iisus și cu ai Lui. Și aici, și în veșnicie. Și când simți că părtășia se ciuntește uneori, lupți ca un erou pe frontul să-i aduci a ei valoare. Asta înseamnă rugăciune. Asta înseamnă rugăciune. Dă-ne putere, Doamne. Asta înseamnă rugăciune și a ei maturitate. O căință, curăție, dragoste și unitate. Ele sunt surori de cruce sub cereasca înțelepciune și a lor hrană consistentă e profunda rugăciune. Doamne, suntem încă în trup de carne, suntem încă din țărână, vrem ca slava ta, Stăpâne, peste noi ca să rămână. Vrem să fim sub ocrotirea brațului ocrotitor. Te chemăm în viața noastră ca Stăpân și Salvator. Amin. Vrem cu tine veșnicia. Vrem cu tine și aici. Vrem cu tine, Doamne, fă-ne Tu în Duh unic. Dă-ne sfânta înțelepciune. Dă-ne harul Tău divin. Amin. Să fim gata. Gata, Doamne, de a te întâmpina. Amin. Amin. Amin.